Vă salut! Sunt Felix Constantin Amadei și astăzi continuăm Teoria Conspirației, carte scrisă de David Southwell and Sean Twist. Astăzi vom continua în particular cu domeniul politic și intrăm în pâine cu Malcolm X. Dacă în America anilor 1960 erai o figură politică controversată, era foarte probabil să sfârșești sub o ploaie de gloanți. Malcolm X, liderul înfocat al organizației unității afroamericane, care a scandalizat lumea albă a Americii cu discursurile sale pe probleme rasiale, a fost o nouă victimă secerată în floarea vârstei din cauza pericolului reprezentat de puterea convingerilor sale. Malcolm X s-a născut în 1925 cu numele de Malcolm Little. Tatăl său, preot baptist, a fost ucis șase ani mai târziu de rasiștii albi și atunci familia s-a destrămat și copiii au fost dați în grijă. Deși era un elev strălucit, visul său de a deveni avocat s-a spulberat când un profesor i-a explicat că nu era decât un negrotei și că mai bine s-ar gândi să se facă tâmplar. Dezamăgit, neînvățământ, de a început să comite infracțiuni mărunte. În timp ce era închis pentru tâlhărie, Little a început să citească despre Națiunea Islamului. Credințele acesteia referitoare la independența negrilor și la nevoia unei clasificări rasiale au stănit curiozitatea lui Little, iar în 1952, când a fost eliberat, a intrat în rândurile Națiunii Islamului. Renunțând la numele de familie fiindcă era un semn al sclaviei și înlocuindu cu un simplu X. Malcolm X a înaintat repede în rândurile națiunii, devenind purtătorul de cuvânt al organizației. Însă, după comentariile aprinse despre asasinarea lui Kennedy, șeful său, Elijah Muhammad, l-a suspendat din rândul națiunii. Malcolm a profitat de acest lucru pentru a înființa propria organizație a unității afroamericane și că în perioada de suspendare a luat sfârșit, nu s-a mai reîntors în națiune. Dacă Martin Luther King credea în non-violență și în integrarea omului negru într-o America albilor, Malcolm X a mâniat societatea albilor afirmând că negrii erau superior albilor din toate punctele de vedere. A călătorit în lume ținând discursuri în Orientul Mijlociu și câștigând sprijin pentru o mențiune ONU în care Africa de Sud și SUA erau condamnate de încălcarea drepturilor omului prin modul în care îi tratau pe negri. Aceste convingeri, ca și animozitatea stârnită în rândurile națiunii islamului, au făcut ca Mix să aibă mulți dușmani. Uralor a atins punctul culminant pe 21 februarie 1965 în Odobon Ballroom din New York. La începutul întâlnirii în fața scenei de la care vorbea Malcolm X, s-a iscat o luptă. În timp ce încerca să calmeze spiritele, un grup de cinci asasini s-a ridicat din public și l-a împușcat. Malcolm X a murit la scurt timp, dispărând un alt personaj în rândul liderilor care amenințau sistemul în tulmotoșii ani 1960. Care este ciudățenia? Deși exista un spital vis-a-vis -vis de Odobon Ballroom, după ce X a fost împușcat, a fost nevoie de aproape jumătate de oră ca o echipă de salvare să ajungă. Suspecții obișnuiți. FBI. J. Edgar Hoover, șeful efeminat al FBI, nu avea încredere în Malcolm X, fiindcă reprezenta o forță care nu avea ce căuta în viziunea lui despre America. A fost elaborat un program de contraspionaj, sponsorizat de FBI, care să împiedice ca un mesia negru cum era X să unifice mișcările de emancipare a negrilor. Cu Malcolm X ducea tot mai mult cu un Martin Luther King, se poate ca FBI să fi decis că uciderea lui X era singurul mod prin care să împiedice formarea unui front unit al populației de culoare. Guvernor SUA Perspectiva unei moțiuni ONU în care SUA și Africa de Sud să fie condamnate de încălcarea drepturilor omului părea foarte aproape. Acest lucru ar fi fost stânjenitor pentru SUA, lichidându-l pe susținătorul cel mai aprig al moțiunii Malcolm X, SUA s-ar fi putut debarasa apoi de întreaga problemă. Suspecții neobișnuiți, gangster, în efortul de a curăța cartierele de negri, punând bazele unui stil curat de viață, Melcămic s-a atacat verbal traficul de droguri. Această amenințare la profiturile ce puteau fi scoase din mizeria ghetorilor e posibil să fi pecetluit soarta lui X. Națiunea Islamului Ruptura dintre națiunea islamului și grupul lui Malcolm X s-a adâncit, unii considerând că X îi critica nedrept când nu-i defăima de-a dreptul pe Elijah Muhammad și pe alți lideri ai națiunii, ca lui Farakan. E posibil ca acest lucru să fi dus la o crimă cu conotații politice și religioase de vreme ce unii membrii ai națiunii islamului își declarau fățiși ura pentru X. Dovada cea mai convingătoare pe 13 martie 1965. Leon Amir membru al Organizației Unității Afroamericane a afirmat că avea dovezi că moartea lui Malcolm avea legătura cu guvernul. Din păcate trupul lui Amir a fost găsit în dimineața următoare înainte să și poată susține afirmațiile moartea sa a fost pusă pe seama unei crize epileptice, deși fișele medicale anterioare nu pomeneau nimic de epilepsie. Faptul cel mai misterios, dintre cei trei oameni condamnați pentru uciderul lui Malcolm X, unul nu putea să meargă și era acasă în ziua asasinatului. O doză de scepticism. În dacă ești negru și vorbești despre drepturile omului, atunci ești un radical care cere să fie împușcat. Dacă ești alb, Ești adept al cauzelor umanitare. Nu e nevoie să apelăm la o conspirație pentru a explica acest adevăr îngrozitor. Și acum am încheiat cu Merca Mix. Acum trecem la Pearl Harbor. În viață există răspântii momente cruciale. Când lucrurile care se întâmplă au potențial de a schimba radical cursul istoriei. Evenimentele petrecute. Înainte de ivirea zorilor, duminică 7 decembrie 1941, la Pearl Harbor, reprezintă un astfel de moment crucial. Ele au influențat nu doar cursul celui de-al doilea război mondial, dar și modul în care s-a scris istoria lumii. Atacul surpriză al forțelor japoneze asupra Hawaiiului a dus la moartea. 2403 de militari americani și la rănirea a altor 1178. 18 nave, printre care și 3 de război, au fost scufundate și 188 de avioane au fost distruse, iar alte 162 au fost grav avariate. La polul opus, japonezii au pierdut doar 29 de avioane, 5 submarine mici și 64 de oameni în urma acestui presupus atac surpriză. SUA au declarat război Japoniei, ceea ce l-a făcut pe Hitler să-și susțină imediat aliații asiatici, acțiune care în cele din urmă a adus America în război împotriva naziștilor. Totuși, unii dintre cei mai respectați istorici americani și-au unit forțele cu adepții teoriei conspirației pe care, de obicei, îi numeau paranoici plin de iluzii, ambele grupuri sugerează că adevărul motiv pentru care Pearl Harbor trebuie ținut minte este că a reprezentat rezultatul tragic al unei uriașe conspirații care dorea să asigure că SUA se alăturau Marii Britanii cu toate forțele în al doilea război mondial. În 1941, președintele american Franklin D. Roosevelt se confrunta cu o și aparent fără răspuns problemă politică. Își dorea ca America să intre în războiul cu Germania, lucru pe care americanii nu-l agreau, ei considerau că era o problemă a Europei și că Marea Britanie, Rusia și Germania trebuiau să găsească singure o rezolvare, fără a risca viețile americanilor. Teoreticienii, conspirații și un istorici cred că Roosevelt știa că Pearl Harbor urma să fie atacat. Însă nu a luat măsuri deoarece îi oferea scuza perfectă de a declara război Japonii, acțiune pentru care serviciile secrete îl asiguraseră că va primi un răspuns identic din partea Germaniei. Care-i ciudățenia? În 1941, Roosevelt fusese avertizat de amiralii săi că oprind a Provizionarea cu petrol a Japoniei avea mai mult ca sigur să implice SUA într-un război în Pacific. În iulie, Roosevelt a întrerupt alimentarea cu petrol și a început să nu informeze bazele militare și navale din Hawaii despre activitățile japoneze. Guvernele unor țări ca Marea Britanie, Olanda, Australia, Peru, Corea și Uniunea Sovietică au avertizat SUA că se apropie un atac surpriză asupra Pearl Harborului, așa că e mai mult decât ciudat că informația nu a fost transmisă armatei americane staționate aici. Suspecții obișnuiți Franklin D. Roosevelt Primul suspect al conspirației este însuși președintele. Nu e un secret că Roosevelt dorea ca America să intre în războiul în Europa. Însă era împiedicat de preocupări politice interne. Funcția sa îi permitea să manevreze evenimentele astfel încât sua să nu fie nevoite să tragă primul glonț, căpătând astfel numele de agresor. Cabala anglo-americană Există o convingere larg răspândită, cel puțin în anumite domenii ale teoriei conspirației, că este activă o influență cabală anglo-americană și că aceasta era hotărâtă să mențină această relație specială. Bănuită că printre membrii ofițeri ai serviciilor de informații americane și britanice, dar și figuri de seamă din domeniul afacerilor, al finanțelor și politicieni de frunte, e posibil să-l fi inclus și pe Roosevelt. Acesta ar fi putut fi sfătuit să nu dezvolie nimic despre atacul iminent asupra Pearl Harborului, astfel încât. Statele Unite ale Americii să poată intra în război în apropierea Marii Britanii. Suspecții neobișnuiți, comunitatea americană a bancherilor. În momentul incidentului de la Pearl Harbor, Marea Britanie avea datorii față de America în termenii convenției de împrumut și închiriere. Dacă era înfrântă de Germania, nu mai exista nicio șansă să achite împrumuturile mari pe care le făcuse. Prin urmare, membrii comunității americane de bancheri erau foarte interesați ca Marea Britanie să iasă victorioasă, și e posibil să fi tras niște sfori pentru a se asigura că America oferă clientului ei mai mult decât simplul sprijin financiar. Liga Internațională a Comuniștilor, teoreticienii americani ai conspirației, aparținând aripii de dreapta, au crezut o vreme că Roosevelt era de fapt comunist. Bănuiala lor îl face de asemenea un membru important al unei presupuse ligi internaționale a comuniștilor, care a conspirat să aducă SUA în război cu Germania. Intrarea Americii în război nu avea ca scop salvarea democrației britanice și europene, ci garantarea că primul stat comunist din lume, Uniunea Sovietică nu era nimicit de forța mașinii astea de război. Dovada cea mai convingătoare. În 1932, un exercițiu comun al armatei și al marinei pornea de la premisa că Pearl Harbor era atacat cu succes de 152 de avioane cu o jumătate de oră înainte de ivirea într-o duminică și luând apărarea prin surprindere. Acest exercițiu a fost repetat în 1938, așa că nu exista niciun dubiu că armata cunoștea potențialul pericol ce plana asupra bazei de la Pearl Harbor. Mai mult SUA părseseră coduri ale marinei japoneze și coduri diplomatice, fapt important pentru un bord militar ultrasecret. În 1944, bordul a raportat numeroase informații au au venit de la departamentele noastre de stat, de război și naval, la toate nivelurile de decizie, indicând precis intențiile japonezilor, inclusiv ora și data probabile ale atacului. Faptul cel mai misterios: la Pearl Harbor, Marina era foarte slab pregătită în cazul unui atac. Navele erau ancorate de o parte și de alta, și, în ciuda operatorilor radar din Hawaii care anunțau că se apropie avioane japoneze, nimeni nu a luat nicio măsură. Trei nave americane de luptă au fost confundate în atac, însă în 1941 navele de luptă erau învechite și navele de portavion reprezentau mândria forței navale. Este semnificativ că în timpul atacului nicio navă portavion americană nu se afla la Pearl Harbor, majoritatea fiind la 4830 de km departare, în siguranță la San Diego, acolo unde mulți oficieri ai marinei americane doriseră să fie sediul flotei. O doză de scepticism. Este greu să demonstrezi în privința multor aspecte ale conspirației de la Pearl Harbor, dar e și riscant să subestimezi gradul de incompetență la care poate ajunge armata SUA și comandantul ei suprem, președintele. Acum vom continua cu Rudolf Hess. Există multe povești ciudate despre cel de-al lui la război mondial, dar puține mai stranii decât povestea lui Rudolf Hess. Pe locuri, povestea lui Hess se citește de parcă ar fi o schiță pierdută de lui Monty Python, decât ca o realitate istorică, faptele unui membru de seamă al partidului nazist al lui Hitler. Născut la Alexandria în Egipt, pe 26 aprilie 1894, Hess a căzut sub vraja pe care Adolf Hitler o aruncase asupra Germaniei încă din momentul în care l-a văzut pentru prima dată vorbind în München. În 1920, Hess s-a alăturat partidului nazist, devenind un apropiat al lui Hitler pe care îl idolatriza. Această admirație l-a făcut în 1923 să participe la puciul de la berărie alături de Hitler, moment în care acesta a încercat să preia conducerea Germaniei. Drept de rezultat, ambii au ajuns la închisoarea Landsberg. În închisoare, Hess a fost secretarul lui Hitler, scrind conștiincios ceea ce îi dicta acesta lucrare care a devenit cunoscută drept Mein Kampf. Eliberat în 1925, Hess l-a urmat pe Hitler în timp ce punea bazele fortăreței sale naziste, tot ca secretar. Când Hitler a obținut în sfârșit puterea după care tânja cu disperare, în 1932, l-a numit pe Hess președinte al Comisiei Politice Centrale a Partidului Nazist. Hess a fost numit și general SS, pentru că îl urma pe Hitler cu o încredere oarbă, a fost răsplătit în 1933 cu funcția de adjunct al Führerului. Hess era hotărât să facă tot ce credea că este cel mai bine pentru Führerul iubit. Să negocieze pacea cu Anglia de unul singur fără să spună nimănui. Împrumutând un Messerschmitt ME 110 pe 10 mai 1941, Hess a traversat Marea Nordului, se-a îndreptat spre Scoția să se întâlnească cu ducele de Hamilton, o cunoștință întâmplătoare pe care și-o făcuse la Olimpiada de la Berlin în 1936. Hess s-a parașutat în Scoția, a dat peste un fermier căruia i-a spus că avea un mesaj important pentru duce. Planul său de pace a fost considerat ridicol de către Churchill. Dacă Anglia permita ca Germania să dețină controlul asupra Europei, atunci urma să fie lăsată în pace. Renegat de partidul nazist și considerat pe jumătate nebun de autoritățile britanice, Hess a fost aruncat în închisoare. În 1945 a fost transferat în Germania pentru procesul de la Nuremberg, instabilitatea sa mentală fiind deja evident. A fost condamnat pe viață și închis la închisoarea Spondo. Se pare că s-a spânzurat în 1987 la vârsta de 92 de ani. Oare așa să fie? Au apărut teorii că omul care a murit în 1987 nu era Hess, ci o sosie a lui au apărut și multe întrebări. De ce un om atât de evident incompetent a fost considerat o amenințare de către autoritățile britanice? Care este ciudățenia? Doctorul Hugh Thomas, care l-a îngrijit pe Hess la Spondo, a afirmat că, în mod repetat, pacientul său nu era Hess, argumentând faptul prin lipsa cicatricilor pe care Hess ar fi trebuit să le aibă. Suspecții obișnuiți. Casa de Windsor. Noi cercetări întreprinse de Lin Picknett, Clive Prince și alții au arătat că există dovezi substanțiale că fratele regelui, ducele de Kent, era implicat activ în misiunea de pace a lui Hess. A dovedit și că în 1941 în gruparea britanică pacifistă se găseau mulți membri ai familiei regale. Acest lucru i-a făcut pe teoreticienii conspirației să creadă că familia Windsor era puternic implicată în afacerea Hess și că Winston Churchill a aranjat moartea ducelui de Kent în 1942. Suspecții neobișnuiți, societatea Avril. Această teorie spune că germanii l-au ținut închis pe Hess deoarece deținea informații vitale despre bazele naște din Antarctica conduse de o cultă societate vril în care se aflau și mulți naziști importanți. Deși sună ciudat, trebuie amintit că agentul MI6 și creator al personajului James Bond, Ian Fleming, a recomandat că maestrul ocultist Alistair Crowley să-l interogheze pe Hess. Dovada cea mai convingătoare, Carol Hille, ziarista olandeză, a afirmat că era în posesia unor dosare furate de la MI6 de nimeni altul decât de însuși Sir Maurice Oldfield, fostul șef al MI6. Dosarele arătau că omul care a murit la Spodo nu era Hess, ci o sosie. Faptul cel mai misterios, în timp ce era închisă în Marea Britanie, Rudolf Hess s-a plâns că mâncarea era otrovită. Acest lucru a fost pus pe seama instabilității lui, dar dacă era otrăvit, mâncarea ar fi fost cea mai comodă formă de administrare a otrăvii. O doză de scepticism. Chiar s-a reușit întemnițarea unui membru de seama al partidului nazist al lui Hitler? Nu-i de mirare că nimeni nu crede, toți ceilalți naziști au mers să lucreze pentru CIA. Bun, acum vom continua cu Saddam Hussein. La prima vedere, primul război din Golf din 1991 a fost un conflict direct. O analiză tradiționalistă ne arată că Saddam Hussein a fost un dictator grandoman clasic care a testat răbdarea lumii prin tacticile sale expansioniste invadând Cuveitul în august 1990. Drept răspuns, o coaliție mondială condusă de Sua și de Marea Britanie și-a unit forțele împotriva lui. George Bush Senior s-a referit la această coaliție ca la o nouă ordine mondială. În timpul războiului din Golf, SUA a organizat o forță militară și politică suficient de mare cât să-l înfrângă pe Hussein și să-i libereze cuveitul. Însă, nu totul e așa cum pare, mai ales când teoreticienii conspirației își întorc atenția spre războiul din Golf, care până la cel de-al doilea din 2003 a reprezentat cea mai mare campanie militară de după al doilea război mondial. O mulțime de nedumeriri ies la iveală. De exemplu, de ce forțele aliate s-au oprit când ar fi putut intra cu ușurință în Bagdad? Dacă Saddam era un alt hitler, de ce să aștepte un deceniu pentru a schimba regimul, lucru pe care Bush Jr. era hotărât să-l facă? Acuzațiile și zvonurile care au început să circule când adepții teoriei conspirației au început să pună sub semnul întrebării versiunea oficială au devenit fapte acceptate. Înainte de ca tancurile să lovească pentru a doua oară în 2003, autostrada din Bagdad. Mai mulți comentatori ai politicii internaționale s-au întrebat dacă nu cumva primul război din Golf a fost o înșenare și purtat din alte motive decât eliberarea cuveitului. care ciudățenie! În În prezență știe că Departamentul de Stat al SUA i-a dat undă verde lui Saddam de a invada cuveitul. Acest lucru s-a întâmplat în august 1990, chiar înainte ca tancurile irachiene să intre în deșert, când un ambasador irachian, într-o conversație avută cu ambasadorul american April Glespie, a întrebat cum a reacționat Sua la o eventuală invazie irachiană. Deși se poartă dezbateri legate de desfășurarea exactă a celei întâlniri, pare o certitudine că Saddam a crezut că Sua nu s-ar împotrivi dacă și-ar continua planurile invazive. Ținând cont că mulți senatori americani vizitaseră cu putin înainte Bagdadul și își declaraseră sprijinul pentru Hussein, inclusiv un liberal evreu și apărător de seama al Israelului, acesta poate fi iertat pentru că a tras concluzia greșită. Suspecții neobișnuiți Noua ordine mondială Formula a fost folosită în premieră în anii 1920 de colonelul Edward House, care credea în existența unui guvern mondial. Președintele George Bush a adus expresia în atenția publicului, când a descris coaliția formată împotriva lui Saddam ca pe un semnal al apariției unei noi ordini mondiale. Cei mai mulți adepți ai teoriei conspirației văd noua ordine mondială ca pe un guvern mondial unic, pe care forțe secrete încearcă să-l impună. Pentru ca noua ordine mondială să controleze statele lumii, ar trebui să-și poată justifica existența. Genul de operațiune internațională realizată în golf, în care forțele militare și politice s-au unit, e posibil să reprezinte un prim exemplu care să convingă omenirea că noua ordine mondială trebuie să apară. Complexul militar-industrial. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice în 1989 și cu spectrul comunismului aflat în primejdie de a deveni istorie, oamenii au început să se întrebe dacă SUA și aliații ei occidentali chiar mai trebuie să cheltuiască miliarde pe apărare. Teoreticienii conspirației cred că invazia întreprinsă în 1990 de Saddam Hussein e o coincidență prea mare. Ei cred că acesta a fost stârnit să atace cu veitul de către complexul militar industrial pentru a putea fi găsit un nou dușman împotriva căruia trebuia să se lupte, justificând astfel sumele masive cheltuite pe armament. Suspecții neobișnuiți. Se știe prea bine că sovieticii și KGB dezvoltaseră de-a lungul anilor o relație foarte strânsă cu Hussein. Unii teoreticieni ai conspirației cred că dezmembrarea Uniunii Sovietice e doar o diversiune pentru a-i permite KGB-ului să elaboreze noi planuri pentru dominația comunistă asupra lumii, KGB a pus la cale războiul din golf. Făcându-l pe Saddam să pară inamicul public numărul 1, strategii KGB s-au asigurat că atenția Americii va fi concentrată asupra Irakului, lăsându-le lor cale liberă de a-și continua planurile nederanjați de SUA. Companiile petroliere. Dacă excludem orice alt posibil rezultat, primul război din Golf a reușit măcar să crească prețul țițeiului, ajungându-se la o cifră de care companiile petroliere nu se mai bucuraseră din perioada crizei petroliere din 1973. George Bush Sr. a făcut avere ca baron al petrolului și având relații cu comunitatea industriei petrochimice și a serviciilor de informații, unii au speculat că acel câștig financiar ar fi putut reprezenta adevărul motiv care a dus la punerea în scena războiului. De vreme ce fiul George a călcat pe urmele tatălui și a făcut avere tot din petrol, nu-i de mirare că această teorie se bucură de popularitate și pentru justificarea declanșării celui de-al doilea război. Dovada cea mai convingătoare. E ciudat că această coaliție sprijinită de ONU nu l-a putut demite pe dictatorul unui stat din Orientul Mijlociu, deși i-a zdrobit armata în câteva zile, iar mai târziu SUA și Marea Britanie l-au înlăturat fără tot acest sprijin. E ciudat și că după primul război nu s-a făcut nicio încercare de a-l asasina pe Saddam. De asemenea, nu a fost întreprinsă nicio acțiune militară împotriva lui sau presupusului său arsenal de arme chimice și biologice, decât atunci când alt membru al familiei Bush a ajuns la Casa Albă. La sfârșitul războiului, când Bagdadul era sub controlul american, Saddam încă nu se găsea în arestul ONU pentru crimele de război împotriva curzilor. Faptul cel mai misterios American Hero, scrisă de Larry Bainhart și publicată de Ballantine Books, este o carte care, deși susține că e ficțiune, povestește în detaliu cum războiul a fost ideea unui republican, expert în mașinațiuni murdare, cu scopul de a spori popularitatea lui George Bush. Faptele descrise și numărul mare de note de subsol oferă dovezi pentru felul în care adepții conspirației văd războiul din Golf, se ridică întrebarea: de ce cu exact două zile înainte de invazie ambasadorul american, cel britanic și cel sovietic au părăsit Cuveitul? O doză de scepticism. După cum a arătat al doilea război din Golf, America nu a avut niciodată intenția să se scuze pentru acțiunile ei, așadar ar fi fost inutil să permite invadarea Cuveitului. Poate motivul pentru care Saddam a fost lăsat la putere la sfârșitul primului război a fost că George Bush Sr. a dorit să-i lase fiului o problemă serioasă de care să se ocupe în timpul mandatului. Și aici am finalizat cu Saddam Hussein. Acum vom trece la Hillary Clinton. Tot o persoană cunoscută în spectrul acesta politic. Când Hillary Rodham Clinton a anunțat într-un interviu televizat că ea și soțul ei, Bill Clinton, sunt victimele unei vaste conspirații de dreapta, a devenit cea mai cunoscută susținătoare a unui tip de teorie a conspirației. Dar dacă s-a gândit că acuzația ei foarte dură care a bulversat mass media americană i-ar putea aduce ceva simpatie sau susținere din partea mulțimii de adepți, ai conspirației care manifestă interes pentru cariera ei se înșela a bani. Teoria conspirației la care se referea spunea că ea și soțul ei erau atacați de o rețea ocultă de susținători de dreapta. În conspirație era inclusă aproape toată lumea de la redactorii tabloidelor britanice la pastorul evanghelist Jerry Falwell. După părerea ei, interesul mass media în acuzațiile de hărțuire sexuală depuse de Monica Levinsky și Paula Jones împotriva lui Bill Clinton și a ancheta îndelugată în scandalul Whitewater, condusă de procurorul independent Kenneth Starr, erau motivate politic. G. Gordon Liddy, unul dintre jucătorii cheie în conspirația Watergate, a dezvăluit în emisiunea sa de la radio că a folosit fotografii ale primei doamne pentru a exersa trasul la țintă și a numit-o vrăjitoare călare pe măt. Majoritatea nu a fost însă de părere că aceasta era o dovadă că forțe necurate conspirau împotriva ei. Aceștia erau mult mai preocupați să scoată la iveală detalii legate de numeroși oameni care o cunoscuseră sau lucraseră cu Hillary și care ră în prejurări suspect. Întocmint Ceea ce în cercurile conspirației a devenit cunoscut drept Clinton body count, victimele familiei Clinton, cercetătorii au fost surprinși să afle că a fi prieten cu Bill sau cu Hillary Clinton părea unul dintre cele mai primejdioase lucruri de pe pământ. Asta, bineînțeles, dacă erai cumva implicat în scandalul imobiliar Whitewater să avei dovezi despre căsnicia sau viața lor amoroasă. Când președintele Clinton și soția au fost în sfârșit achitați de acuzațiile aduse în afacerea imobiliară din Arkansas, cunoscută la numele de Whitewater, acest lucru s-a datorat în mare faptului că mulți dintre martori cheie erau morți. Whitewater a fost o afacere imobiliară ilegală cu terenuri în Arkansas, în care familia Clinton nu fusese implicată pe când Bill era guvernator al statului în anii 1980, iar Hillary era asociată la un cabinet local de avocatură. După moartea foarte convenabilă a posibililor martori, probele rămase au, au fost insuficiente pentru a dovedi juriul, mai presus de orice îndoială că președintele sau doamna Clinton au participat cu bună știință la vreun act criminal. Totuși, Potrivit raportului final, întrebări neliniștitoare au rămas fără răspuns în ceea ce privește anumite aspecte ale afacerii și familia Clinton ar fi trebuit să știe că ceva nu era în regulă cu investigațiile lor. Declarațiile făcute fiind, de fapt, incorrect. Hillary a avut mare noroc că nu i s-au adus acuzați, că acest lucru ar fi împiedicat-o mai mult ca sigur să devină senator de New York și să folosească de această poziție ca de o trambulină spre o probabilă viitoare campanie spre candidatura la președinte. Totuși, în timp ce Hillary continua să facă o carieră politică, îndoielile stârnite de victimele familiei Clinton refuză să se risipească. Îi reduce oare cineva la tăcere pe cei care ar putea să pună într-o lumină negativă, îi se reprezinte o piedică în calea fostei prime doamne? În încercarea ei de a intra în istorie ca prima femeie care a ocupat biroul oval? Care i ciudățenia? Alături de două dintre cele mai notorii sinucideri din analele cercetărilor conspirației, a reporterilor de investigații, Deni Casolaro și a lui Vince Foster, fost consilier de la Casa Albă, și coleg cu Hillary la firma ei de avocatură din Little Rock, e posibil ca uciderea lui Mary, Catherine, Mahoney să o fi scutit pe Hillary de viitoare probleme. Mary fusese stagiară la Casalbu și moartea a survenit la doar câteva zile după ce se zvonise că avea de gând să dezvolie povestea hărțuirii ei sexuale. A fost ucisă împreună cu doi angajați de la Starbucks într-o locație din Washington a cunoscutului lanț de cafenele într-un presupus jaf în care nu s-a furat nimic. Mahoney a fost împușcată de cinci ori, unul dintre gloanțe fiind tras în ceafă execuție în stil mafiot. Agentul FBI, Brel de Garrett, l-a arestat pe Carl Derek Cooper pentru cele trei crime și după un interogatoriu de 54 de ore condus de Garrett și de un alt agent, Cooper a semnat o mărturisire pe care a negat-o de îndată ce a ajuns la tribunal. Mai târziu, Gheret a primit spre soluționare cazul lui Chandra Levi. Suspecții obișnuiți. Internaționala a 4 Studentă fiind, Hillary a susținut o serie de cauze extremiste, printre care Panterele Negre, și a participat la evenimente organizate de adepții comunismului. Unii bănuiesc că fosta demonstrantă radicală a fost recrutată să se alăture unui grup comunist secret internațional a patra. Înființat, se pare, de Trotski cu scopul de a forma în clandestinitate un stat mondial comunist, Hillary ar putea fi șansa internaționalei a patra de a duce un comunist nedeclarat în biroul oval și de a conduce SUA spre socialism. Suspecții neobișnuiți. Frăția feministă a lesbienelor. De fapt, Hillary e lesbiană. Căsătorită cu Bill, e încheiată numai pentru avantajele politice, reciproce. Chelsea Clinton e o actriță care joacă rolul fiicei și scopul final al doamnei Rotham este să devină prima femeie președinte a Statelor Unite. Potrivit acestei conspirații, Hillary este purtătoarea de cuvânt a unei grupări feministe a lesbienelor, cunoscută sub numele de Frăția, în care este membră și Cherry Blair. Odată ce Hillary ajunge la Casa Albă, frăția se va folosi de puterea președintelui pentru a da lovitura și a începe o dictatură matriarhală. Sistemul sanitar. Deși în timpul celor două mandate prezidențiale ale soțului ei, nu a fost alasă nicio funcție oficială, Hillary a preluat controlul politicii de sănătate din America și a încercat să facă schimbări radicale în sistemul de îngrijiri medicale. Văzând că îi se îngrădește libertatea de a-și alege proprii doctori și de a încheia ce tip de asigurare medicală doresc, unii au fost convinși că Hillary activa numele sistemului de sănătate care dorea să-și consolideze și mai mult influență și să dețină controlul asupra vieții și a morții. Având în vedere că Hillary susține experimentele medicale și clonarea, aceștia se tem că vor apărea noi orori medicale dacă va ocupa vreodată cea mai înaltă funcție din țară. Dovada cea mai convingătoare. Fostul colaborator însărcinat cu colectarea de fonduri al Comitetului Național Democrat, Ron Brown, era un asociat apropiat al lui Hillary. Când era închetat și propunerea sub acuzare părea iminentă, se pare că Brown I-a spus unei confidente că o va dobără și pe ea odată cu el. Câteva zile mai târziu, avionul său s-a prăbușit în apropierea aeroportului Dubrovnik, în timpul unei misiuni comerciale în Croația. Incapabili să tragă concluzii clare, unii anchetatori ai armatei au fost alarmați de ceea ce părea o gaură făcută de un glonț de calibru 45 în creștetul lui Brown. Faptul cel mai misterios, un sondaj efectuat în rândul a mii de americani pentru a vedea pe cine consideră cea mai malifică persoană a mileniului a avut rezultat interesant. Deloc surprinzător, Hitler s-a aflat pe primul loc, însă pe poziția a s-a situat Hillary în fața lui Saddam Hussein, Charles Manson, a marchizului de Sade sau a lui Idi Amin. O dosă de scepticism. Victima autodeclarată a unei vaste conspirații, sau dispus să se ucidă pe oricine, iar pune în pericol șansele de a deveni președinte? Chiar dacă Hillary s-ar lăsa de politică și s-ar duce la mănăstire, există mari șanse ca nimic să nu se schimbe. Tot va rămâne cel de-al doilea nume feminin, rostit, când vine vorba de conspirații, imediat după regina Elizabeth a doua. Am încheiat acum cu acest episod de teorii ale conspirației ale persoanelor politici. Vă aștept cât de curând și la al treilea episod din această serie. Vă mulțumesc pentru ascultare, vă doresc numai bine.